voastră nici bine nu m-am învățat să vă spun bună ziua, că va trebui în scurtă vreme să vă spun din nou bună seara. Yeah! Auzim? Puteți să dezvoltați? Adică noi ne chinuim. E ziua, e noapte, până la urmă o să fie seară, frate. Asta stimați telespectatori, mulțumesc din suflet postului de televiziune Prima și doamnei Tănțelu că mi-oferă prilejul să vă anunț că începând de săptămâna viitoare, de luni, de ziua mea care este de cât 2 iunie, postul de televiziune mi-a făcut un cadou, mutându-mă în prime time la 7:30. Am doar un mic amendament, țineți gândul, nu uita. E ziua ei, nici eu măcar nu știu ce se întâmplă. Stai puțin să-ți povestesc, este moartea de ziua. Moarte, moarte, cel mai rău. Ei se distrează toți, se adună, știi, se duc la filmări colo-colo și pe mine mă lasă acasă. Și sun, știi? O sun pe Andreea, că simt de voia și eu să fiu cu prietena mea cea mai bună. Să ieși și noi la un restaurante. Să bem și noi un ceai de tei. Și sun. Bună! Bună, ce faci? Bine, nu pot vorbi. De ce nu poți vorbi? Nu pot să spun acum. Bine, te pupa. Îmi aduc aminte că Delia mi-a zis despre o gamă de creme care tocmai a apărut și că vrea să-și cumpere și ea. Intru la farmacie și sun. Bună! Delia? Da. Sunt la farmacie. Să fii sănătoasă, nu pot să vorbesc, ba. Sunt ostracizată. Sunt complet izolată de grup. Țineți minte cât de rău m-au chinuit când s-au dus la Bizdidel? Da. Există un pârâu în România cu numele Bizdidel. Aproape de pucioasă. Nu râde, Edic, așa e. Bizdidel! Publicul nu reacționează că e sedat. Întotdeauna e sedat, niciodată nu e luat. Dacă știți pe cineva care vrea să-l ia, please. Hai, ai văzut? Dacă le-a făcut semn, băi, sunt ceva de noi pomenit. Deci poți să le arăți, practic, steagul Americii. Și nu reacționează, ia. Și ce vă spun? Thank you very much. Deci toată lumea are un public atât de puțin înțelegător al limbii române, poate chinezi. Toți. Ne întoarce la ostracizat, că îmi place. Așa. Păi ostracizat? Ostracizat înseamnă atunci când stai recluzat într-un loc și nu vorbește nimeni cu tine. Adică, țineți minte, eram cu Gabi, cred, și la un moment dat, într-o adunare selectă, cineva zice, bă, zice, e vetus, mă, e vetus. Și le dreaba pe Gabi, zice, ce înseamnă vetus, la care el sigur pe-l caduc. S-a terminat lucrarea, mulțumim foarte mult. Deci, nu vorbește nimeni cu mine, se va întâmpla luni la ora 7:30 ceva absolut special, spectaculos, senzațional, despre care habar n-am. Treaba e că s-au făcut niște deplasări. De ce vă spun asta? La un moment dat, când am sunat, că eu sunt fată deșteaptă, eu fac prospecție de piață, eu asigur perimetru. Pac, pac, am dat telefon și îmi răspunde Andreiuța și s-auzea cu eco. Zic, poate să fie în salină la Turda. Poate era femeia în baie, mă, ce-ți veni cu Turda? Am întrebat-o. Ce faci, te deranjezi? Și poate era rușine. Nu se deranja. Ce zice Andreiuța? Greierele, da, a, da, da, da. Zice, sunt cu un greiere. Și eu am înțeles că e cu unul de ăsta, unul slab cu burtă, știți? Da. Sunt bărbații băutori de bere. Și zice, nu, 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 zice, hai să ți-l pun la telefon. Și pune telefonul la greiere. Greierele tacituri, laconic, micuțul. Zic, măi, Andreu, n-au niciun greiere. Zic, tu ești printre betoane, printre blocurile gri. Andreea începe să-l amenințe cu tăierea capului. Cântă, fir ai tu să fii! Greierele n-a cântat. Treaba e că luni vom vedea împreună despre ce este vorba în propoziție. Împlinesc frumoasa vârstă de 40 de ani. E schimb pe frixul, stimați să-l spun. 39, ia mai gândește-te. 40, mă mic. 1968. Sunt de crețel. De crețel. Je suis né après le de crețel. Abia după 40 de ani. Mulțumesc frumos, da! Când am împlinit 30, eram la Antena 1. Așa mă strigau copiii pe stradă. Teo și Mircea, Antena 1. Așa mă strigau copiii. Și am făcut o frumoasă zi de naștere împreună cu colegul Barbu, cu colegul Giovanni era. Erai mă pe atunci? Erai născut? Și cu colegul Giovanni. Cu diferiți colegi, a venit Forga și mi-a adus prăjitura, la la. Și eu eram foarte nefericită pentru că aveam 30 de ani. Și femeia la 30 de ani și colovește o nefericire. Așa e. O nefericire bazată pe neîmplinire, pe alea, pe neîmplinirea tuturor dorințelor, pe dar vrea căprioara apa verde de izvor, nu o să se întâmple niciodată ceva bun în viitor. Pe acest fond grefat a venit tortul. La microfon. Care al șaselea cuvânt pe care nu înțelegem? Cu grefat al șaselea cuvânt. Grefat. Hai că cu grefatul... Îndesat.
Tradu, din când în când mai tradu. Să știi că asta nu am, eu nu am inventat-o eu, mi-a inventat-o colegul meu pe Corsica, care probabil că se uită la televiziune și îmi spune, de fiecare dată folosești niște cuvinte pe care nu le înțelege nimeni. De exemplu? Cum a fost până acum, ai spus așa, ostracizat, ai spus grefat, ce mai fost încă vreo patru care... Vetus caduc oricum. Știu de la tine. Da, 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 le-am citit și eu odată și nici acum nu mai știu ce înseamnă. Dar... ești mult prea inteligent. Mulțumesc data trecută, nu-ți meriți vârsta. Eram cu domnul Gabi Cotaviță și mă întreabă, zice, tu ce asculți în mașină? Cinstită în sufletul ei, fata împăratului spuse, citez, vița de vie, pentru că ești nebună. Nu, defectă. A, defectă? A, defectă, nebună, tot acolo. Ascult vița de vie. E adevărat, nebun e ceva, defect e altceva. Defect e ceva ce nu merge bine. Defect e ceva care nu are ce căuta în sistemul ăsta. Vorbește în cuvinte care nu pot fi traduse. Înțelegeți ce spun? De unde rezultă? Că sistemul nu mă recunoaște ca fiind per se și, nu te și mă zvârle afară. Și nu te merită. Da, sistemul nu mă merită. Mulțumesc frumos. Dacă am trecut și prin asta, pot să împlinesc liniștită 40 ani. Întrebarea mea este cum îl cheamă pe neamțul acela, din pricina căruia nu-mi găsesc niciodată cuvintele, îl cheamă Alzheimer. Întrebarea mea... Repet, este... Am primit o felicitare de la el și de la familia lui. A zis că vine să locuiască împreună cu noi, că i-au demolat casa. Deci cât mă mai ține Dumnezeu pe lume? A, luni, de la ora 7:30, va fi singura emisiune în care eu nu voi vorbi deloc. Pentru că Andreea îmi spune atât. Taci! Vine un cetățean, un coleg să prezinte, sau o colegă, sau diferiți colegi să prezinte emisiunea și eu vreau să zic ceva, să mulțumesc pentru... Taci! Vine Stella Popescu, de exemplu, și zice o chestie senzațională. Eu admir și o iubesc pe Stella foarte tare, pentru că e cea mai tânără femeie pe care o știu. Și Stella începe și zice, taci! Odată am primit un mesaj de la domnul paleolog. Taci! Hai că te-a lăsat, ai zis două vorbe dezdăduse lăcrimile. Da, da, lăcrimile a fost scurt. Lăcrimi scurt, da, da. Că ești din desfășurător. Abia început emisiunea, mai aveai de plâns. Da, mai aveam de plâns. Am plâns după aia. Stimați spectatori, de-a lungul anilor, m-am prins de o șmecherie. Vă spuneam și vineri cu toată tristețea, dar până la urmă despre asta se la vi toujours par chive. Când ai de-o treabă, toată lumea te întreabă. Când nu mai ai de-o treabă, practic se închide lucrarea. În momentul în care am plecat de la ProTV, atâtea funduri am văzut, câte fețe nu văzusem eu de-a lungul vieții mele. Toată lumea îmi zicea, sigur, sigur, lasă, lasă. Deci cam asta era lucrarea. În acest marasm, când eu încercam să-mi reorganizez prioritățile, să înțeleg cum stă treaba, de ce mi se întâmplă mie toate astea, noroc că baletul a venit cu mine, că altfel mă sinucidea, mulți dintre colegii au venit cu mine, un copilaș a ținut mai departe standardul pe internet, eu nu mă pricep la internet, Adrian Vrauco, unul dintre prietenii mei dinainte, a rămas prietenul meu în toată perioada respectivă și în continuare prietenul meu și iată, am plinit 14 ani. Asta a zis Tatia. E major, stimați spectatori, nu-l mai chinu, e major, astfel încât pot să spun de față cu el un cuvânt greu. La naiba. De ieri, de-alaltă, de pe 25. 25, azi în câte suntem? 26. De ieri e major. Andreea Spătaru. Eu pe Andreea Spătaru nu o cunosc dintr-un motiv pe care îl înțelegeți. După 10 ani de matinal, s-a vindecat și locul. Deci orele acelea la mine în, pe ceas nu mai există, s-au astupat cu ojă. Gata! Deci trezitul la ora 3 dimineața, spălatul pe cap, ficatul cât gâsca, Mircea Badea la 5 dimineața, come on! Și m-am lăsat. Andreea Spătaru am zis că face matinale. Și că le face cu mult, mult elan. Lumea vorbește mult despre ea, despre lucrurile pe care le spune, pe care le gândește, pe care le spune și le gândește, pe lucrurile pe care le spune fără să le gândească și tot așa, multe combinații am putea să facem. Având în vedere că eu sunt persoana care a prezentat-o pe Stella Popescu, Stella Ionescu, mă gândesc că... suntem d-un lat. Am vrut să fac... De fapt, care a fost chestia? Ca să înțelegeți că eu nu sunt complet... defectă, cum zice domnul Cotaru. Am vrut să fac o dudă. Mă gândeam, zic, Stella Popescu, urma un Ionescu și zic, ce bine, zic, Popescu, Ionescu, Georgescu, Prodor. Ionescu. Înțeleg, și în timpul ăsta eu gândeam și prezentam invitații și zic, Stella Ionescu! Nu! Foarte rău am suferit după aia, zic, să știi că a venit nemțul. Să știi că el, de fapt, locuiește la mine în Șopron de multă vreme. Mi-a afectat neuronii. O fi de la ceai, o fi de la prea multă cafea, de la niciodată lipsa nu vopsi. De la lipsa de ceai... De la lipsă în general. De la lipsa de ce ai cu mine.
Bun asta. Am uitat să vă spun despre ce vorbim. Vorbim despre plăcerile vieții, înțelegeți? Despre lucrurile care ne fac nouă plăcere. De exemplu, lui Barbu îi place foarte mult să mănânce odată la 6-7 luni, dar însoțit. Observați, arată scheletic din cauza faptului că ultima oară când a mâncat se puneau murăturile. Era într-o seară de noiembrie și atât a apucat și el niște varză murată. Și de asta arată așa. V-am dat un exemplu la întâmplare. Sau știu și eu lui Mihai, lui Mihai Scarlat. Îi place foarte mult să vorbească porcării în timp ce eu cânt la televizor. Și începe și spune: mamă, ce n-am mai mâncat de 3 săptămâni, dar seara am mâncat 3 torturi, să mor eu și mine. Și eu tot timpul îi spun: taci! După cum bine v-am spus. O să mă întrebați de ce țip așa. Pentru că mai am o săptămână să țip la 39 de ani. Lăsați-mă să cânt. Gabi Nicolae este pilot și team manager Team Dakar România. Prima și cea mai mare bucurie a lui este să meargă cu mașina. Și în sfârșit, Gabi Cotaviță este prieten cu noi de 100 de ani. Cine scrie asta? Cine e răutăcios? O să-ți spună doar ție în direct care sunt micile lui plăceri. De ce? Noi am pus-o pe aia mică pe Bianca să sune pe Gabi Cotaviță, care este un leu, vă dați seama. Și-o sun pe biată pisicuță. Miau, miau! Leu. Miau, miau! Și am zis să o lăsăm așa. Ea plânge și acum în redacție, dar știți cum e. Trebuia să sacrificăm pe cineva. După pauză, mă duc acum să văd dacă mai are șervețele, vă povestesc ce s-a întâmplat. Stimați respectatori, vă vorbi astăzi despre micile plăceri ale vieții și voi începe prin a vă prezenta una dintre ele. Andreea Spătaru m-a întrebat acum 30 de secunde cum am venit eu la serviciu. În ce îmbrăcată fiind, zice, în jeans. Vedeți, noastră e o poveste frumoasă și poetică până la urmă. Eram într-un magazin din București. Nu e cineva care cântă la un bling-bling? Face cineva bling-bling? A, microfonie, am înțeles. Și-am găsit niște pijamale minunate, bărbătești. De la mine ea? Eu fac așa? Sau eu? O boxă, dă-o mai încolo. Fier. Ting! Nu e bine. Or fi alieni și pe aici. Nini! Cum, cum? Mulțumesc! Asta e bună de YouTube. Și am văzut, bă, cum o să luăm niște pijamale absolut senzaționale cu niște pantaloni trei sferturi foarte mișto. Știi, bă, ăștia ce are? Adică, care-i problema? Am dat la o parte tricou, mi-am pus un tricou frumos și pantalon, pijama, bărb. Asta scria pe ei. Problema a fost că am uitat complet de unde i-am luat. Și data viitoare, când m-am dus la pijamale bărb, eram îmbrăcată în pijamale bărb. Nimeni nu s-a prins că-s pijamale bărb, în afară de vânzătoare. Căreia nu-i venea să creadă că vestitul negru împăcat a venit îmbrăcată în pijama la domnia sa. Deci, draga mea, eu venim îmbrăcată practic în pijama și încălțată în papuci de casă. Tu cum vii la serviciu? Foarte frumos! Nu vin îmbrăcată în pijama, deși colegii mei câteodată au tendința de a mă întreba și chiar o fac la un moment dat, dacă cumva n-am mai avut timp și am plecat în pijama îmbrăcată de acasă, le explic. Nu, aceasta este vestimentația mea pe ziua de astăzi, dacă vă place bine, dacă nu iarăși bine. Dar cum arată bine? De... Sunt niște pantaloni din bumbac, da? Că tot vorbeam mai devreme, din bumbac, foarte largi, gen pijama, dar nu sunt pijama. Nu sunt pijama cine? Pantaloni. Am înțeles. Așa, tu la ce oră vii la serviciu? Păi stai să o luăm cu începutul. Uh-huh. Trezirea se face la ora 6, 6 și jumătate, la ora... Lux, este lux, nu? Păi, ce? Teo, s-au mai schimbat vremurile, dai seama, așa ne-am schimbat și noi. Și oamenii... Dar ce? Că eu făceam matinal acum 14 ani! Cât poate să se schimbe niște lucruri în 14 ani? Oamenii se gândesc la noi și au ținut cu tot din adinsul ca noi să începem emisiunea de la ora 10 la ora 12. Păi ce este matinal, pusii? Păi la tot 10, pentru oamenii care merg în cluburi, pentru oamenii care nu au somn noaptea și așa, și îi lăsăm și pe ei să doarmă, să-și facă somnul, nu? Și să se trezească, să se uite Tudor la noi. Toată povestea asta. Cred că e din cauza lui Tudor, pentru că Tudor are concerte noapte. Bine, să nu comentăm, are și el un pic de vină la toată povestea asta. Și de ce să nu comentăm? Păi noi îl iubim și ținem la el și pentru asta, cu ocazia asta, îl ajutăm și pe el, nu? Să mai doarmă și el un pic, să se mai odihnească și ca să ajungă repede la emisiune, să fie fresh, nu? Să fie fresh, nu? Dragul, draga mea, vreau să-l întreb la micul și... Deocamdată nu sunt dragul. Nu, nici nu. Sper să nu. Nici nu-mi închipui că tinzi.
Care este mica ta plăcere în viață pe care ai vrea să o dezvălui telespectatorilor noștri? Pe care aș vrea să o dezvălui. Mulțumesc frumos că ai specificat acest lucru. Am foarte multe plăceri. Multe plăceri pe care ea nu ar vrea să le dezvăluie telespectatorilor noștri. Evident că pe noi alea n-ar interesa, dar până la urmă ne facem și noi treaba. Teo, dacă vrei, vorbim despre celelalte plăceri ale vieții mele, dar după emisiune, cu cea mai mare plăcere, îți voi povesti absolut tot ce te interesează. Iubita mea, nu o să povestești cu plăcere ce mă interesează pe mine, la sfârșit. Sincer, îți povestesc, dar după emisiune. Am înțeles. E dispusă la confesiune, dar după emisiune. Înțelegi? Adică neinteresant, nu? Ce rating fac eu după emisiune? Ce ți-ar plăcea să dezvălui? Îți place să... Îmi place să dorm foarte mult, îmi place să... Domnul Cotaviță! Merg cu mașina foarte mult, îmi place să mănânc prăjituri din când în când, îmi place să mănânc semințe din când în când la un film bun. Ce altceva îmi place? Îmi place să vin la tine la emisiune, asta tot o mică plăcere a vieții înseamnă, nu? Sau nu? Pentru mine, da. Știi, pentru tine? După ce... Plăcerea venitului la emisiune a venit după plăcerea mâncatului semințe la film. A, deci nu e de bine? Tot ce e după semințele la film deja nu mă mai entuziasmează. Da, poate să fie... Poate să fie după semințele la film, dar poate să fie și ultima dată în viață. Da, poate să fie și țigara de după ultima emisiune. Exact. Nu, să nu exagerăm. Nu fumezi. E, uite, nu e bine să spun, pentru că ai mei cu siguranță se uită la televizor în momentul ăsta. Nu fumez. Am înțeles. Exact același lucru l-am pățit eu cu tata. Eu acum nu mai fumez de niște ani, slavă cerului, dar... Poftim? Când a venit Irinel Columbeanu în emisiune și m-a dat de gol. Da, a venit Irinel Columbeanu în emisiune și m-a dat de gol. Bine, și am mai pățit o chestie în ziua în care m-am măritat. Aveam un paparate pus pe urmele mele de către tata, care îl plătise pe paparate. Treaba se întâmpla acum 150 de ani. Și se făceau nunțile la restaurante, de alea. Cum era pe vremea lui... Da. Unde puteam și noi? Unde puteam și noi. Și vine paparatele și eu mă băgasem într-un tufiș împreună cu robul lui Dumnezeu. Mire. Și robul lui Dumnezeu scoate pachetul de piparoase, el una, eu una, eu dau voalul la o parte disperată și încep... N-am știut că lucrurile astea s-au imortalizat și vedeam împreună cu părinții, nașii, nănașii, cumnații, cu scrisocrii, caseta, la video, ceea ce pe vremea aia era mare treabă. Și se vede, am uitat, robul lui Dumnezeu, roba lui Dumnezeu, junk, piparoasele. Și tata, detașându-se de chestia asta, zice, copil tâmpit. Această tară... lovitură, rană sufletească, traumă. Mă urmărește și astăzi. Azi, domnul cu Cotaviță, că mi-a făcut semn. Da, și tu faci la fel. Da. Deci o să ai ora. Bun. Deci îți place mult să mănânci semințe, săcutare și să vii la mine în emisiune. Mai există o mică și mai mică plăcere pe care ai putea să o numești? Nu știu la ce te gândești. Știi tu ceva mine, și eu înțelegi? Nu știu? Una după emisiunea mea? Adică să fie una mai mică decât atât! Există ceva care să-ți placă mai puțin? Toate îmi plac în egală măsură. Uite, îmi place să călătoresc, îmi place să văd lucruri interesante, îmi place să îmi cumpăr lucruri drăguțe, nu aici vreau să foarte te scumpe, dar și foarte scumpe. Vreau să te întreb un lucru. Cum fac femeile să-și cumpere trențișoarele alea micile? Cum adică cum fac femeile? E o tehnică care este valabilă numai până la 25 de ani. Este imposibil. Nu mă speria că mai am 2 ani. Trențe. Trențișoare. Se numesc, deci, în limbajul lor, se numesc hăinuțe. Știu, mamă, știu. Deci eu nu am purtat hăinuțe niciodată. Ai depășit... Mă știi pe mine hăinuțe, că mă știi și înainte de 23. Hăinuțe, da. Hăinuțe. Da. La 140 de kg. Hăinuțe. Eu purtam togă, băi. Aici. Togă. Veșmânt antic cu care se acopereau senatorii romani. Auzi, numai bine ne cumperi tu un dex? E vreo 2 milioane și jumătate. Înțelegi ce zic? La cât amar de poporet e în țara asta care trebuie să-i cumpărăm dex. Asta, că fiecare pentru sine. Vezi de ce te întreb? Am intrat mai de unăzi într-un hiper market unde era... Da. Era Tony de hăinuți. Dacă hăinuțe era. Hăinuțe, după aia un magazin de hăinuțe, încă un magazin de hăinuțe, încă un magazin. Și mă gândeam, zic,
Astea de pe dorobanți care vin și... Să vă explic cum se întâmplă. Intră fata în magazin. Privirea e tot timpul asta. Și se uită de parcă ar înțelege ceva. Sunt niște trențe, 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 trențe. Și au o treanță. Și o pune la loc. Asta întâmplându-se la nesfârșit. La nesfârșit. Înseamnă că fata respectivă era nehotărâtă și nu știa exact dacă-i vine, nu-i vine, dacă-i fata place, nu-i place. Era toate fetele. Era arhetipul. Arhetip. Da, da. Arhetip. Un tip mișto. Așa, deci tu cum îți alegi hăinuțele? Foarte greu mi-a aleg hăinuțele, apropo adică de multe asta. Ei din... Nu, îmi pierd răbdarea. Mi-am pierdut răbdarea de la un timp să stau să umblu prin magazine, să caut, să și vină bine, să îmi placă, să fie și pe gustul cum meu. Faci? Foarte simplu. Trimiți pe cineva? Nu, nu chiar. Nu am ajuns în faza asta, dar... Vine, vine. Vine, nu? Sper să nu vină foarte repede, pentru că am gusturi destul de ciudate și destul de complicate și nu cred că ar face nu față cineva și... Nimeni. Da, nu, știu. Până la ce vârstă? Îmi spune așa. Nu mă interesează. O întreb, băi, dar lăptuca asta. Pă bune, aveam o lăptucă la un moment dat, trebuia să-mi pună pe... Pe pieptul meu, dalb. Alexandrii! Am văzut-o. Lăptuca. Lăptuca am văzut-o. Ba n-a, nu și-a pus-o. Justițiarul din mine a reacționat și am zis, până aici. Mărăști, mărășești, uituz. Și gata. Și am zis, ia lăptuca și bagă-ți-o în colecția de lăptuci. Eu pe asta, pe mine, nu mă pun. Asta a fost singura victorie pe care am repurtat-o împotriva al Forgaci, care altfel mi-a zis, fata, nu mă interesează, tu te îmbraci așa. Sau se uită la mine și zice, nu simt nevoia de lanț. Păi tu trebuie să simți nevoia, eu trebuie să simt nevoia. Sau îmi pun ceva pe mine și zice, nu mă deranjează. Pe tine? Dictatura stilistului. Da, știi da, cu cine da. Seamănă? Cu Tudor, colegul meu de emisiune. Exact același stil are ca și Fornea, exact același lucru îmi spune și bineînțeles că pe mine mă enervează îngrozitor de tare și de multe ori mă iau și eu de el, dar... Fornea, Fornea! Vezi? Nu mă așteptam. E, faptul că o cheamă Forgaci este după plăcerea semințelor. Trebuia să vin cu o pungă de semințe aici la tine în emisiune. Data viitoare când mă chem să știi că n-ai cum să mănânci semințe. Nu, de ce? Pentru că-ți cad între... E, nu chiar se rezolvă. Da, iubita, am folosim mânuțele, Teo. Ale cui? Ale mele. Păi nu, că eu spuneam că după ce scuip sămânța. Nu, sau fii atent, sunt gata de cojite. Deci idei gata și venite. Nu, și nu ne mai obosim. De... Cât mișto se face de faptul că ești o fată frumoasă și cu... Și cu ce? Și cu forme? Sau și cu ce? Cu și cu atribute... Nu, să știi că mișto probabil se va face mult timp de acum încolo, dar nu, nu important mult, este că... De ce? Vor veni altele, mai nu? Mai 700, da. Știi cum vin? Batalioane române, carpați, arme cu frunze și flori. Nu e vorba de mișto, e vorba de răutate, de invidie, de gelozia celor din jur. Adică eu asta vreau să cred. Haideți să vă și spun. Asta, și cu eu, asta mă confund zi de zi. Știți că sunt o nemernică. Îi strâng mâna, venise și Adi, și îi strâng mâna prea frumoasă e Andreea, strâng și descoper că pe măsură ce o hâțân... Să clatină? Nu mi mai dădea drumul la mână, da, asta și e adevărul. Și înțelegi? De priveliște. Și între timp la ea era... Lumea se lovea cap în cap. Foarte mișto. Asta a fost așa un mișto... Pe genunchi, repede. Nu, dar... Din gât o mâine. Am sesizat că ești o femeie puternică care știe să strângă mâna cu atitudine și cu personalitate. Fac ramat cu 25 de kg, deci pot să fac și mai mult decât atât. Sper că nu cu mine. Nu, iubito, nu pot să fac ramat cu tine, deși aș putea să încerc. Ai făcut vreodată ramat? Ce era? Ramat. Domnul Cătabiță, vă rog. Domnul Taufic. A, așa zi, altă domnul. Treabă. Altă lume, altă. Asta nu e index. Vreau să vă reamintesc obsesia mea despre intersecția celor două lumi care se disprețuiesc. Lumea sportivilor de tip culturiști și lumea intelectualilor de tip paleolog, care nu se înțeleg. Da. Bine, la nivelul ăsta nici nu se disprețuiesc, dar în principiu cam asta e. Când unul de ăsta, un șoarece de bibliotecă, de pildă, care stă tot timpul cu tomul deschis în față, nu va aprecia niciodată un culturist care trage de fiare. Un dobitoc. Ce înțelege ăsta? Are creierul atâta și trage de... La rândul lui, culturistul zice, ce dracu înțelege ăsta, mă, mâncați așa? Pentru că, până la urmă, corpul lui, care este templul lui, rămâne nehrănit. Cele două lumi pot fi asociate, ba chiar
pot să se întrepătrundă. Am zis ceva ce nu trebuia? Nu cred că n-ai finalizat. N-am finalizat, că râde Giovanni. Păi întotdeauna că râde Giovanni e ceva care nu-i rău. Adică am avut senzația că te referi la mine și nu știam dacă să-ți mulțumesc sau nu. Vreau să îți spun ceva. Ce mie mi se pare foarte interesant. La rugby, atunci când toți jucătorii se adună la mijlocul terenului, nu o fac ca să vorbească despre tine. Și nu numai atât, mă întreb ceva că ea din spate, din linia a doua. Aia vorbesc despre mama. Exact. Dacă râde cineva acolo în spate, eu știu de ce râde. De mama. Și mama mă va aștepta acasă cu joarda și mă va întreba de ce. Adică... Ne întoarcem la Adrian Vrauco. Ne întoarcem însemnând că nici prea am fost, dar venim la Adrian Vrauco. Tocmai am primit 18 ani, e prieten cu mine de pe vremea când avea 14. Și ne-am împrietenit dintr-o providențială, dintr-o treabă care foarte bine s-a întâmplat. Umblam printr-un hipermarket tot așa, la reviste. S-a văzut un articol absolut senzațional, pe care, un interviu pe care îl dădea el, în care era vorba despre mine. Și m-am șocat foarte tare, pentru că nu știam să am un copil la Arad. Și am descoperit că am un copil la Arad, și anume pe el. Sunt foarte mândră de copilul pe care l-am la Arad. Mulțumesc frumos! S-a făcut mare. Pot să vorbesc cu râd de față când și atunci o să vorbesc. Dacă nu te apuci de matematică... Da, știu, mă stresează Carmen în fiecare seară la telefon, îmi spune matematică, de mâine facem matematică. De mâine faceți matematică. Și eu tot timpul găsesc altceva de făcut. O să te învăț eu ce e de făcut. În redacție, da. De primit omor, da. Deci câtă bătălie. Facem pe forum, că la noi, apropo de tema emisiunii, noi avem o plăcere a vieții comună. Forumim, ce e aia forumiară? Stăm pe forum, vorbim, avem cafeluțe, avem plajă, la noi există tot ce vreți. Deci tot ce vreți, dacă vreți Dubai, vă aducem Dubaiul pe forum. Doamna Carmita să pricepe la absolut orice. Și în primul rând, plăcerea cea mai mare este să ne uităm la Teo. Nu vă spun asta ca să... că am venit aici. Mulțumesc! Și m-a întrebat de el astăzi când m-a sunat, de ce Teo? Și pentru că Teo n-are fani. Teo n-are nevoie de fani, Teo n-are nevoie să meargă pe stradă să urle lumea, Teo! Teo are niște prieteni, pentru că Teo vine în fața noastră ca o prietenă, ne povestește ce a făcut. Și noi asta am înțeles, că sunteți o prietenă și vă oferim prietenie. Nu vrem nimic altceva decât prietenia voastră. Știu prea bine. El ne-a făcut nouă un forum, eu nu intru niciodată pe internet și nu înțeleg internetul. Singura mea legătură cu internetul e Adrian, lucru pe care vi l-am mai povestit. Dar forumul nostru este foarte drăguț pentru că adună oameni de vârste foarte diferite. De obicei pe forum e vorba despre cutare, cutare și cutare. Nu, la noi e vorba despre filme, fete, flori, cutare. Avem un telespectator, ca să zic așa, în Egipt, avem vorba în Israel. În Israel, în Dubai, tot felul de cetățeni și cetățene și ne vorbim odată la un timp cu toții. Și, bine, avem interpreți de muzică populară foarte cunoscuți. Da, Ofelia, da. Care a fost și invitată la... Și la emisiune. La emisiune. Și care cântă la un post de radio. Deci ce să vă spun, suntem foarte apropiați, suntem prieteni, în ciuda faptului că unii dintre noi nu ne-am văzut niciodată. Mie, înainte, treaba asta mi s-ar fi părut cam nesigur, așa. Cum să vorbești cu oameni pe care nu-i cunoști? Cum să le destăinui lucruri pe care nici ție nu ți le spui? Și acum suntem o gașcă foarte mișto. Câteodată e mai simplu să le spui lor. Că ei de acasă te cunosc altfel decât te cunosc cei care stau în casă cu tine. Sunt câte sute de membri sunt pe Clubul sunt Bucuriei? Sunt aproape 700 de membri. S-au scris un număr de 120.000 de mesaje. Și nu sunt mesaje cu bună, pa, ok, bună, da, pa, da. Carmen, bună, Adi, pa, Adi. Sunt pur și simplu mesaje, chiar eu am o teorie, dintr-o listă atâta, lista rămâne atâta dacă faci un rezumat. Nu poți să scoți nimic, pentru că am spus întotdeauna, nu vrem cantitate, vrem calitate, nu vrem să veniți să speriați, vai că te iubim pe Teo, nu asta vrem. Și membrii care fac chestia asta, a doua zi își șterg contul sau nu mai intră deloc. Noi pur și simplu nu intrăm acolo ca să vă ridicăm în slăvi. Nu spun asta. Într-adevăr, ne adunăm pentru că trăim în spiritul Teo. Lumea poate ne crede obsedați. Treaba lor ce crede lumea. Dar ne adunăm acolo pentru că ne place, pentru că Teo Live, în momentul acesta, reporterul nostru Gabriel comentează absolut fiecare frază care se spune în această emisiune. Da. Tot se scrie acolo pentru că cei care n-au văzut emisiunea să poată să citească măcar, da, se mai pune și video. Încercăm să fim... completarea. Nu toată lumea poate să vă vadă sau cine se uită la reloare, dar încercăm să fim familia voastră de pe internet. Și
O să ne apropiem cu siguranță mai mult pe măsură ce trece timpul și dacă tu o să-ți vezi de treabă, poate că o să vii și încoace. Doamne ajută. Iubita mea. Foarte frumos a vorbit despre tine, Teo, da. Nu-i așa? Trebuie să intri și tu să te uiți, să vezi. Nu, mă gândesc dacă... Mă gândesc dacă peste 10 ani va exista cineva care să vorbească și să-și amintească lucrurile atât de frumoase dacă despre mine. Dacă o să fie o valoare la fel ca Teo Trandafir, cu siguranță. Păi este un început, nu? Teo, nu pentru toată lumea există un început? Ba da, există un început și începutul tău, după părerea mea, e unul foarte tare. Începutul meu vreau să cred că a fost și am depășit acea etapă a vieții mele. Și cu ajutorul oamenilor cu care lucrez și care au avut încredere în mine și care m-au ajutat, să ajung să devin o a doua Teo, poate peste 10 ani și să existe un băiețel de genul. Nu vrei să fii a doua Teo. Nu? De ce? Pentru că sunt o plângăcioasă și o proastă de aia. Ei, nu trebuie să fii o fată puternică să treacă Teo, prin viața să cutare. Plângăcioasă sunt, dar proastă nu. Înțelegeți ce spun? Astea sunt adevăratele lucruri care trebuiau menționate în această emisiune. Pauză ca să o bat. Vă rog. Praf. Hai mă, Mihai. Păi, praf și pulbere, deci. Eu de ce nu văd? Adică mie mi se pare bine. Totul este să nu te uiți în detaliu. Dacă te uiți în detaliu, e bine, adică vezi tu, dar dacă te uiți așa cu totul, e rău, rău. Colegii n-au știut sincron. Un pas înainte cine a greșit. Păi, nu-i mai scoate la lecție. Petru nu mai e pe scenă, nu se pune. Eu, dacă mai fac un pas, da, dai nas, ai dreptate. Deci, baletul e praf, lucru incontestabil. Știut. Da, știut. Ceea ce, Andreea, vorbim în continuare despre micile plăceri ale vieții noastre. Sigur, dacă sunt foarte mici, deja nu mai sunt plăceri, înțelegeți ce zic? Adică, de la o anumită dimensiune în sus, sunt plăceri. Și pe cea mai mare dintre ele, Andreea nu a menționat-o. O plăcere pe care eu nu o înțeleg și pe care o să rog să mi-o explice. Plăcerea de a poza. Corect, da, așa îți place este, să pozezi? Moartea! Moartea! Și mai au și niște nervi. Mi-a culpa. Ai dreptate. Mi-a venit să foarte mare dreptate. Ia. Da, așa este. Păi, ca drept dovadă că am avut destul de multe pictoriale, am în continuare, voi avea, sper. Chinul de pe lume, și... te pune în toate felurile, te chiznovezi ca toate alea. Zâmbește și tu, stai seama. Vă rog frumos, zâmbiți. Nu așa. Nu sunt chiar atât de duri oamenii cu care lucrez la diferite shooting-uri și la diferite pictoriale. Sunt oameni înțelegători și culmea, am început să-i învăț pentru că nu sunt foarte mulți și buni pe piața noastră și ca drept dovadă oamenii de la marile reviste lucrează cam cu aceiași. Da, marile reviste de la noi din țară. Dar ce îți spun să faci? Dar, uite, dacă mă întrebai asta acum 3 ani de zile, probabil că mi-era foarte greu să-ți răspund la întrebare, pentru că era un început pentru mine și o noutate. E, acum vreau să spun că m-am obișnuit și nu mi se mai pare așa ceva ieșit din comun și nu mi mai este rușine de oamenii cu care... Asta este rușine însemnând că... Bine, aici mă refer la cele două pictoriale ale mele din respectiva revistă dedicată bărbaților. Dar există și un dar, stai un pic. Au existat Există și alte... un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu, da, așa este. Bine, modificat un pic, dar Doamne există. Doamne ajută! Nu? Acum... Cine are să-i trăiască, cine nu... Să, să fim sinceri până la capăt, dorească, nu? Da. Dar au fost și alte pictoriale care nu au fost atât de... Dar nu ne-ai zis ce zice fotograful. Dezgolite. Stai puțin, care sunt mai grele? Alea îmbrăcate sau alea dezbrăcate? Alea dezbrăcate, normal. Sunt mai grele? Da, sunt mai grele. Dar cum arăți tu, ar trebui să fie mai ușoare. E, nu, hai să nu exagerăm. Nu, sunt grele, să-ți normal. Așezi fusta. Într-adevăr, nu ai să... nevoie de haine. Nu ți iese niciodată beteo de la sutien. Dar poți avea accesorii sau poți avea o coafiură. Oricum, Andrei, atenție îndreptată
către locul esențial. Către altceva, da, așa este. Este o plăcere, da, într-adevăr, să pozezi, indiferent de situație, indiferent de revistă, indiferent de tema pictorialului, este o plăcere. Și dacă o faci cu drag, se văd rezultatele și aici mă refer la pozele care ies din acel shooting. Fai, de mine, asta nu înțeleg, pentru mine rămâne o dramă. Dar uite, când trebuie să fac ședință foto, vine de obicei fotograful care îmi spune: știu că sunteți moarte. Cel mai adesea mi se întâmplă. Se lucrează foarte greu cu dumneavoastră, am fost avertizat. Zice, încercăm să terminăm repede. Deci la mine se vine ca la, înțelegeți, hai să terminăm repede. Că am treabă, mă duc acasă la nevastă. Și repede rezolvăm problema, țacuac. Înțelegeți? Foarte rău. Și de obicei fac poze aici, ca să nu... Aici, în locul ăsta, care... Star. Da, de asta am întrebat. E ca în filme când zice fotograful: iubito, dăm cei mai buni, știi, de astea. Iubito, că fii sălbatică. Nu te nu. Te-a rugat frumos să nu-i pui întrebări despre viața ea particulară. Păi așa am văzut eu în film. Noi trebuie să ne imaginăm că ea nu are prieten, că e singură, că în fiecare seară după o oră de lectură la biblioteca Academiei se duce în mansarda ei și meditează, aprinde lumânări parfumate și apoi se uită la un serial liniștitor. La femei disperate, neveste disperate. S-a măritat la și nevasta disperată, așa că... S-a măritat și nevasta disperată? Da, mai ales că am pierdut și serialul. Aol. Da, începe cu o scurtă sinucidere serialul, așa că una dintre ele, pac, pac, rezolvă problema. Găsesc alt. Dar nu despre asta ne-am adunat să vorbim aici. Vom vorbi cu Gabi Nicolae, pilot și team manager la Team Dakar România, care are treburi foarte serioase despre care vrea să ne vorbească, și anume plăcerile sale personale. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vrei să încep? Vreau să începem cu mașinile. Mă gândeam eu. Povestea asta cu mașinile vine din copilărie. Dacă te întreabă lumea pe tine ce ți-ai dorit tu mai mult în viață să faci, ce răspuns îi dai? Stai așa. Ce mi-aș dori eu acum, acum? Nu, nu, așa, uite, o luăm de când erai tu mică până acum. Am vrut să fie Angela Similea. Sau cum, Ionescu, sau cum? Angela Similea. Ionescu. Și nu ți-a ieșit? Ți se pare că sunt Angela Similea? Voi cânta pentru mileniul 3, taci, taci, te-nțeleg, nu merge. E, apropo de ce își dorește omul de la viață și așa, eu, dacă mă întreba lumea de când mă știu eu așa, ce îmi doresc eu să fac? Doamne, mi-ar plăcea așa să merg cu mașina, un concurs, să merg, să fac, să... Încet, încet am început să dezvolt subiectul până când, iată că am ajuns la vârsta de 37 de ani. Ești mai tânăr decât mine. Mulțumesc, mulțumesc. Mulți înainte. Deci la tine nu pot să mă mai dau. Gabi, ce program aveți diseară? Noi toți sau numai eu? Numai dumneavoastră, că văd că tineretul șofează. Be, și dacă vorbim de micile plăceri ale vieții, la mine se întâmplă marile plăceri ale vieții și aici partea de pilotaj e 80% din timp. Ești însurat? Nu, da. Ești însurat? Da. Am și o fetiță de aproape 3 ani. La mulți ani. Să rămână, mulțumesc. Să trăiască. Cu asta trebuia să încep. Așa? Pilotaj înseamnă 80% din timp. Încă vreo 15% înseamnă un business, că trebuie să ai evident, ce să cheltui. Ce să cheltui, evident, da. Și diferența, din păcate, foarte mică, înseamnă fiimea, înseamnă familie, deși cum la pâinii mă spun, mi-aș dori foarte tare să am mult mai mult timp la dispoziție. Din păcate, am 24 de ore, n-am cum să trag de ele nicicum. Întrebarea mea este, nu e periculos? Cum să spun, în relația ta cu familia ta nu apare această tensiune? Nu începe nevasta din când în când să facă caragață că... Că e periculos, ai și tu un copil? Nu, am avut norocul să merg în același echipaj, adică eu pilot, și cu nevastă-mea cu pilot, în off-road, niște ani mulți. Ca atare înțelege foarte exact despre ce este vorba și cred că și dacă n-ar fi fost în postura de copilot, cred că ar fi văzut cam câtă pasiune, timp, nervi și așa se investesc în acest sport. Și cred că mi-ar fi fost alături chiar dacă n-ar fi fost copilot. Ceea ce spun cu una bine, e foarte ok, adică am mare noroc pentru că am prieteni. Da. Își doresc foarte mult să meargă, să participe și așa, dar nu se întâmplă. Că stai că trebuie să mergem la rude, să mergem la masă la mama așa, și da. Ceea ce nu. Cum e cu Dakarul ăsta? Nu pricep. E o cursă între Paris și Dakar? Nu, explicăm Dakarul și mie, în două vorbe așa. Acum 30 de ani, un cetățean, Thierry Sabin, s-a rătăcit în Africa și a stat vreo 3 zile pierdut pe acolo pe o motocicletă. Ocazie cu care a văzut el potențialul zonei. Dom'le, stai așa că pot să aduc niște băieți care și ei sunt pasionați de aventură, ia să organizez eu un raliu. Și ia că așa a început raliul la vremea respectivă Paris-Dakar. Adică se are 2 săptămâni, se pleca de la Paris, se ajungea la Dakar trecând prin vari țări.
Nu în fiecare etapă, deci în fiecare, la fiecare ediție s-a ajuns la Dakar, pentru că s-a terminat și la Sharm El Sheikh, s-a mai terminat la Cape Town, mă rog, s-a dezvoltat un pic. De vreo 10 ani încoace nu se mai cheamă Paris-Dakar, se cheamă numai Dakar, da, adică da, de când a murit într-un accident de elicopter fondatorul Dakarului, compania a fost, pentru că exista o companie la mijloc care organiza, a fost cumpărată de ASO, aia care companie organizează Turul Franței, un turneu de tenis, adică o firmă. Și atunci, din motive de marketing, au zis, dumneavoastră, nu se mai cheamă Paris-Dakar, se cheamă numai Dakar, ca să putem să luăm startul din Barcelona, Lisabona și așa mai departe. Corect. Exact. După care a început să se dezvolte și la ora asta este renumită prin faptul că e cea mai dură cursă la nivel mondial în materie de competiție automoto. Și la capitolul moto, ai vreun prieten... Românii, să știi că sunt decent de bine reprezentați, în sensul că primul român, să lăsăm pe cetățean că primul român a fost Romeo Dunca acum 4 ani, un timișorean, a fost cu motocicletă, a și terminat, după care a mai fost George Sylvester, din păcate a abandonat, după care Mani Ghineș mi-e un prieten de la satul Jol mare. Jol nu a abandonat, n-a avut ba accident, da. N-a păi avut Jol, accident. Păi abandonezi, nu te întreabă nimeni de ce ai abandonat. Păi da, asta 4 luni cu ochii în tavan. Se cheamă abandon, că ți-a crăpat motorul, că ți-a crăpat piciorul, că ai crăpat tu, tot abandon se cheamă. La sfârșit acolo zice accidentat, zice abandonat. Foarte rău. Da, se poate întâmpla. Jolt s-a zgriat pe ochi foarte grav. Da, da. Și da, era și la o vârstă destul de matură. Deci, Jolt este managerul lui Mani Ghineș, care Mani Ghineș este cel mai performant român de la Dakar, în sensul și că... Și Jolt m-a învățat pe mine că nu e bine să mergi cu motocicleta în București. Că nu merge cu motocicleta la Dakar. Să se înțeleagă acolo în spate. E, în afară de Mani mai există încă o echipă foarte puternică la Brașov, Vectra Racing al lui Marcel Butuza, Romeo Duicu și Alex Gârbacea. Lume selectă, ca să zic așa. Da, da, hai să da, vedem da, ce da, avem noi pregătiți și să ne explici mai ales ce vedem, pentru că noi vedem niște mașini în care habar n-avem cine se găsește. E, aici este altceva decât Rally Ride, se numește Off-Road. Off-road-ul la noi în România, din fericire, este... Asta e mașina mea. Aha. Asta mare? Cu Iduma? Da, asta e mașina de off-road. Este foarte bine dezvoltat, ca să nu zic că e cam cel mai dezvoltat la nivel european și nu spun vorbe mari. Avem un campionat național foarte puternic, la fiecare etapă se întâmplă un minim de 50 de mașini bine pregătite. Ăsta, Land Rover-ul, era lui prietenul tău, Jolt. Da, așa. Participă și el la Open, la campionatul național de off-road. Asta este etapa de la Arad, prima etapă din campionatul național, etapă vestită pentru faptul că se ia startul la ora D și se ajunge când se termină concursul. Asta înseamnă că nu ai pauză da, de somn, nu ai pauză de mâncat, n-ai nimic. Învingătorii au ajuns la 24 de ore distanță, mers non-stop, iar noi am ajuns la 27 de ore și am fost a cincea mașină din 50 ceva. Adică mers non-stop așa, 27 de ore, te ții de covrig, de navigație... Poți să spun de... o întrebare complet împită pentru care Gabi o să-mi dea un dos de palmă te rog, spirituală, desigur. De ce? De ce toate astea, nu? De ce mergi 24 de ore fără să nani, fără să pipi, fără să... Păi, papa, cred fără eu să... că diferența esențială între sporturile cu motor de aventură și cursele de circuit e taman aventura. Adică omul se duce la un Dakar, se duce la o competiție de off-road pentru adrenalină, pentru aventură. Nu spun că la cursele de circuit nu înseamnă tot adrenalină, dar la așa ceva, la off-road, înseamnă mai mult decât adrenalină, mai mult decât aventură. Te duci pur și simplu... Dar cu Cobra Regală ați încercat vreodată? Că e tot nu, nu, nu. Să știi că mulți... Sunt de aceeași întrebare cu tine, nu stăm potriva ta. Nu, de ce au rămas șocatul? Știi pe Petrenul ăsta? Da, știu și n-am o întrebare extraordinară. Tu știi ce e Cobra Regală la el? Nu. O să-ți povestesc după emisiune. Da. Și dacă Cobra Regală ai încercat și eu, hai da! Nu, chiar așa, în mijlocul emisiunii. Nu știe. De aceeași adrenalină, da, nu? Da, aceeași adrenalină. Chiar că mă gândeam la un moment dat, zic, precis cineva din administrația drumurilor naționale, a drumurilor lucrează sau e pasionat de automobilist. Da. De anul s-au făcut drumul de România, pentru că, iată, avem condiții splendide. De aceea suntem țara cu cel mai dezvoltat circuit din nu Europa. Nu de asta, să știi că...
Este o glumă proastă, deci nu, condiții există în toate țările din Austria încoace, pentru că din Austria încolo mai greu. Exact, asta. Mai greu să ieși cu mașina după asfalt, e un pic complicat. E, dar chiar și acolo există campionate puternice, nu se desfășoară la fel ca la noi 100% într-un condiții naturale. Te duci într-o carieră de piatră, dar găsești și acolo adrenalină din greu, nu e o problemă. În schimb, la noi... Asta ești tu cu bărcuța? Nu, nu, nu. E un coleg, dar nu, nu-mi dau seama cine. Față de ce se întâmplă în restul țărilor, la noi a existat un nucleu de vreo 10, 12, 14 ani de prieteni care au început să meargă prima oară din plăcere, hai să mergem, cum să vedem. Păi că pe acolo e traseu, pe ca să poți să treci din punctul A la punctul B, adică de la start la finish, pe acolo trece traseu, că până altă parte n-ai pe unde. Oamenii ăștia sunt căsătoriți de multă vreme? Poate între ei. Să știi că sunt din adică toate categoriile. Categoriile. Nu, este o caut explicația logică. Nu, știu, nu. Sunt din toate categoriile. Sunt și oameni foarte bine poziționați atât social cât și economic, oameni cu familie, oameni... Nu-ți poți permite o mașină ca să poată face față într-un asemenea circuit decât dacă, într-adevăr, îți iei de la gură, renunți la... Asta vreau să spun. Renunți la tot și trebuie să fii nebun, evident. Marea majoritate. Muncești tot timpul, n-ai văzut? Dar știi care e culmea? Îl vezi că e sănătos la cap. Jolt e la fel. Niște oameni mai sănătoși la cap eu n-am întâlnit. De asta nu înțeleg. Oameni sănătoși, echilibrați, se simte... Păi de altfel, ăla e locul în care sunt și ei. Lasă animalul afară. Am înțeles. Deci, Cobra regală. De ce spuneai tu, Teo, mai devreme? S-a stricat bărcuța! Dacă e periculos sau nu. Multă lume, cu pregătere, cei care nu sunt în interiorul fenomenului, se gândesc, dom'le, periculos, te dai, te răstorni, mori, aoleu, nu știu ce. Nu e chiar așa. Pentru că una este să mergi în concurs cu roll cage, cu centuri de siguranță, cu tot ce vrei și să știi că mergi în condiție de competiție, iar ăla de lângă tine nu e un dobitoc patentat, da. Mergi cu alt elan față de mersul pe stradă, care după mintea mea este de 10 ori mai periculos exact decât ce facem noi. Femeia la volan. Nu, nu are nicio legătură, crede-mă. Nu, chiar nu. Am întâlnit, sunt femei pilot, sunt femei copilot, deci n-am nicio problemă cu femeia la volan, din cont. Nu, problema la noi pe stradă este din cauza educației, din cauza bunului simț sau a lipsei lui și așa mai departe. Am mai auzit asta undeva? Așa e, am o întâmplare extraordinară. Mergeam pe Bulevardul Elisabeta, ducându-mă către ceva și vorbeam la un telefon. Și la un moment dat, stop, jos la Schitul Măgureanu, o Dacie galbenă oprește în stânga mea cu frână din aia de se oprește motorul îngrozitor. Se dă jos băiatul de la volan, era împreună cu o doamnă. Și se duce la mașina din spatele meu cu o rangă și sparge parbrizul. Nu pot să cred. Da, deci este întâmplare. Spunându-i așa, ai vrut să-mi iei fața, a? Las că te învăț eu minte că ai vrut să-mi iei fața. Asta este civilizația străzii în București. Urmarea era ca cetățeanul cu agresat să scoată pistolul, să-l împuște și l-ar vedere. Din nefericire, sau mă rog, din fericire, că nu s-a escaladat foarte tare, dacă mai avea loc unde să mai ducă conflictul ăsta. Băiatul era un băiat din provincie, din Argeș. Și a fost siderat, a rămas înțeperind, nu știu ce să facă, a scos telefonul, a întrebat ce vrea de la el. I s-a spus, n-ai decât să mă fotografiez, ce mă interesează, s-a urcat în mașină și a plecat și l-a lăsat în mijlocul străzii cu geamul spart. Odată greșește... la că din această povestire au fost excluse deosebit de colorate în jurături care au însuflețit și a fost extrem de pitoresc. Îmi imaginez, că erau înlănțuite și... Spun de, apropo de civilizația străzii, despre asta este vorba. Nu, oamenii ăștia care fac așa ceva știu să se comporte la volan. Da, deci da. Ei sunt fiare față de natură și cu animalul pe care l-au la dispoziție. Da, sigur, cu animalul pe care l-au la dispoziție, dar nu cu colegul de trafic. Din contră, se ajută între ei. Dacă mergi la Ovro sau dacă mergi la Rally Ride, concurezi în primul rând față de tine. Din multe motive. Unul, pentru că la off-road spiritul este cu totul altul decât ce se întâmplă într-o competiție autonormală, adică raliurile clasice, mă rog, cursele de pe circuit și așa. Dacă îl vezi pe unul că e oprit pe dreapta, te oprești, îl întrebi de sănătate, are nevoie de ceva. Dacă are nevoie de ceva și ai tu piesa respectivă, o dai fără niciun fel de problemă. Adică este un spirit și cred că din cauza... Asta în condițiile în care tu poți pierde din pricina faptului că ți-a ajutat partenerul. Păi nu în condițiile în care dacă poți pierde, sigur pierzi. Da. Deci nu e că dacă pierzi, pierzi sigur. Deci stai pe timpul tău, pe minutele tale, care minute înseamnă o poziție mai sus sau mai jos în clasament. Dar sunt marea majoritate a concurenților, cel puțin cei care merg la clasa extrem. Extrem înseamnă cei care merg de mult, mă rog, cu mașini echipate și așa.
încă păstrează acest spirit și cred eu că de asta este, apropo de ce e dezvoltat off-road-ul la noi în țară, cred că acest spirit a ținut și a dezvoltat off-road-ul în România. Și de asta sunt foarte mulți străini care vin la noi, la competițiile din România și rămân si de față, ca să zic rămân așa. Rămân si de față. Așa ca o unghie. Înainte de a intra în pauză, Andreea vrea neapărat să ne arate ceva foarte drăguț care te-a impresionat, că nu știu cât de drăguț o fi. Aștia sunt doi frați, doi prieteni de-ai mei de la Cluj, frații Jeller. Dar ce s-a întâmplat? Aici era ultima probă, proba super specială, după o competiție, deci după cele 20 N de ore, care pentru mulți concurenți s-au transformat în 40 de ore. Asta este trialul de sfârșit, unde poți să mai câștigi niște poziții sau poți să pierzi cam tot. Adică gradul de dificultate este cel puțin la fel de mare cu cel întâlnit pe traseu. Asta e viața. Știi cum e o vorbă la off-road? Ce atinge trebuie dat jos, că înseamnă că e în plus. Și e foarte real. Deci dacă atingi cu ceva din mașină, înseamnă că ăla nu stă bine acolo. Trebuie dat jos. Am înțeles. Să dea de zi să nu atingeți niciodată cu nevasta. Pauză publicitară, ne întoarcem din nou. Stimați respectatori, am vorbit astăzi în principiu despre lucrurile care ne plac. E ceva care face bâr-bâr-bâr. Asta e ceva ce mie nu-mi place. Da, gata, nu mai face. Păi, dar nu mai e piu-piu-piu, dar din ora. Da, a fost și piu-piu-piu, a fost și bâr-bâr-bâr. Azi am avut o emisiune cu multe peripeți. Multe peripeți, pentru că de obicei în România peripeți este cu un singur iș și 700 de membri e întotdeauna cu doi. Pot să vă și arăt, dacă doriți, dar în sfârșit, să trecem peste subiect. Aoleu, ce... iarăși va lua cineva o amendă. Nu, no, că nu le dau amendă, da, le zic. De afară, dar. Nu, n-am dat afară niciunul. Dacă le zic, intră în pământ. Au ceea ce se numește bun simț, săraci. Măcar să fi fost niște nesimțiști, știam între am înțeles. Da? Adesea m-am întrebat, pentru că îl cunosc de mulți ani, ce place lui Gabi Cotaviță? Ce ar plăcea lui să-i se întâmple? Adică, cu ce aș putea să-l surprind? El... Tu mă surprinzi în permanență. Tu m-ai surprins întotdeauna de când te-am cunoscut și asta face, cum să spun, este o parte din combustibilul care susține relația noastră, chiar dacă nu ne vedem în fiecare zi. Dar nu mă pune să-mi spun ce-mi doresc, pentru că inevitabil mi se va întâmpla. Hei, nu pot să cred. Ba, da. Tu știi foarte bine discuțiile. Dar dorește-ți pentru mine. Nu știu cum să fac ca să intru în ecuația care ar putea să devină cu două cunoscute. Înțeleg. Adică eu rămân variabilă. Da, tu rămâi variabilă. Ești nebănuită, neașteptată. Cum faci? Ce să fac? Să ți se întâmple ce-ți dorești. Păi m-am educat. Păi cum? Păi am avut la un moment dat, acum vreo câțiva ani, o experiență destul de traumatizantă. Vă explic ce înseamnă. Așa? În urma căreia am întâlnit fel și fel de oameni care mi-au deschis ochii și privirea, cum să spun, mi-au îndrumat pașii spre un anumit tip de cunoaștere. Am început să trec la un alt nivel de cunoaștere. Și am învățat să mă joc inițial, după care fac exerciții, să-mi doresc ceea ce vreau. Și mi se întâmplă. Dar poți să-ți dorești și lucruri care ți-ar face mare plăcere, dar care s-ar putea să nu-ți facă neapărat bine? E pe pielea ta. Asta te întreb. Aici e problema. Aici, de aceea îți spun, mie este frică să-mi doresc, pentru că s-ar putea să nu facă bine. Și atunci încep să caut altfel ceea ce mi-ar conveni. Sunt semne pe care le simți dacă rămâi receptor deschis, intrăm într-o zonă paranormală, nu mai înțelege nimeni nimic. Mie da, place. Înțelegem cum să... Da, asta nu de voi era vorba. Asta mica a văzut un film. Așa. Care, mă? Ce film văzut? De Săcăni. The Secret. Ce? The Secret. Așa târziu l-ai văzut? Da. Eu bine, l-am ținut 6 luni în sertar până m-am hotărât să-l bag. Eu nu vreau să văd deloc, pentru că sigur mă duc cu capul. Nu, te duci cu capul. Duci cu capul. Deci, te rog să mă crezi. Asemănător cu ceea ce i s-a întâmplat ei, mă rog, eu intrând în această zonă mai de curând, mai de mult decât a apărut filmul, am zis, nu mă mai uit la el, pentru că oricum știu despre ce e vorba în ultimă instanță. Și într-o zi eram extrem de deprimat. Nu par, dar așa sunt, mi se întâmplă. Și nu din cauza trecerii vremii. Și am zis, hai că tot n-am ce face, am 1200 de filme pe DVD, la mine nu e o problemă să văd ce fac, ce film văd. Și zic, hai să pun secretul, că nu-l văzusem. Vreau să spun că a fost cea mai relaxantă proiecție cinematografică, dacă pot să spun așa, pe care am urmărit-o. Am ieșit extrem de încărcat de acolo și m-am amuzat făcând un exercițiu pe care acest film te învață să-l faci. Puteți să-l faceți și dumneavoastră acasă, dacă n-ați ajuns încă să vedeți filmul.
Ideal ar fi să citiți cartea, dar asta e o plăcere care a ieșit de mult din uzul și din sportul național. Scrieți-vă pe o hârtie lucrurile pentru care sunteți mulțumiți vieții că le aveți și lucrurile pe care vi le doriți. Dar gândiți-vă foarte bine când le scrieți. Și uitați-vă din nou după o lună de zile sau după două luni de zile. O să aveți niște surprize colosale. O să vedeți că multe din lucrurile pe care într-adevăr vi le-ați dorit, vi se vor fi întâmplat și veți vedea că multe lucruri dintre cele pe care le-ați dorit vi se par acum total superflue, lipsite de conținut. E foarte interesant. Noi suntem supuși unor influențe exterioare date de cotidian care ne duc spre dorințe care nu ne servesc la nimic. Asta vreau să te întreb. Suntem adesea superficiali și ne dorim niște lucruri la îndemână, așa din gâtul mâinii, de dragul de a ne dori ceva, să nu zicem că n-am vrut nimic astăzi. Cârpițe, cârpițe și hăinuțe. Cârpițe și hăinuțe. Înțeleg? Și ne dă Dumnezeu cârpițe și hăinuțe, acum na. Da. Sau cine ne dă? Când... Da, dar îți trimite și nota de plată și să știi că la un moment dat nota de plată pentru cărpuțe și hăinuțe e mult mai mare, mult mai mare decât pentru alte lucruri. Nota de plată este zdrobitoare și îți spun, fac parte din categoria oamenilor care am, deși pentru de exterior și asta e mai puțin important, după are asta, am întâlnit, cum să spun, extremele, am găsit, nu extremele cum le vede el, Tizu, am văzut extremele vieții la un moment dat foarte de aproape și atunci am înțeles că sunt cu totul și cu totul altele elementele importante ale vieții. Ulterior mi-am dat seama că le pot și atinge. Îi credeam că nu le pot atinge. Să fii la limită ca să vezi ce e peste gard. Nu e treaba ta asta. Dacă vrei să ajungi acolo, n-ai decât. Dar poți să te trezești dinainte. Poți să te trezești dinainte și să nu ajungi să le vezi chiar de aproape. Dar, păi poate e necesar. Adică ca să poți, probabil, să faci un salt către o zonă superioară, nevoie, da. Va trebui să ai o trambulină. Ca corect. Să sar pe trambulină, e o șmecherie, că-ți bău necreier în cap. Da, 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 unii au nevoie. Eu am avut nevoie să fiu tras de ureche. Vorbesc la un alt nivel, tras de ureche. Și am fost tras de ureche și atunci am văzut toate. Deci să nu te mire faptul că ai stat cu filmul și nu l-ai văzut. Nu erai pregătită să-l vezi. Da, știu că nu eram pregătită. Bine, și simt nevoia să mă mai uit încă o dată la el, pentru că, deși l-am văzut și am înțeles despre ce este vorba, tot stai și te întrebi, păi poate ce-mi doresc eu e aproape imposibil. Hai să vă spun ce am înțeles eu, când am văzut filmul, l-am însertat. Da. Ești, crede-mă, nu e nicio... Vine momentul când... Da, și ceea ce e foarte interesant este Tanța și Teo. Să nu faceți prozelitism. Prozelitismul, indiferent din ce direcție vine, nu este cel mai indicat lucru. Pentru oricum că... nu poți să explici, trebuie să vadă fiecare... Dar nu trebuie să faci prozelitism. Am înțeles eu. Așa. Nu trebuie să părțesc pe nimeni să vezi. Am înțeles că dacă pui în cap ceva, te faci lu între tipunte și obții. Da, poți. Poți. Trăim într-o perioadă... Oricât de... Trăim într-o perioadă energetică. Cuvântul futile ar fi lucrurile pe care ți le dorești. Explică futile, că... se vor dovedi după ce le vei obține. Dar oricât de futile ar fi, dacă pentru tine reprezintă în acel moment un scop în viață, poate e foarte important. Știi cum e? Unii își doresc foarte mult, ce să zic eu, să... Nu pot să mă gândesc ce gândesc vezi, alții, vezi? Că, mi se pare atât de absurd. Un inel cu piatră roz. Da. Cât de, și, cât de subțire poate să fie această dorință? 40.000 de euro. No. Stai 2 milioane jumate, mami. Vrei neapărat diamante adevărate, la pune o piatră colorată. Pui acolo un cuarț roz, ai rezolvat problema. Yeah. Tu vrei așa măruțișuri din ăstea de câștigat gaurul astecilor. Da, asta ziceai tu, începusești tu să spui ceva și nu te gândeai la ceva superflu și am zis eu repede. Da, 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 iar sunt cuvânt greu superflu. La futil v-ați speriat toți. Iar Andreea este deja... Oh, e un emisiune asta îmbrăcată, nu mai stau! O să scrie la ziar că ai zis futil? Nu, 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 că nu sunt atât de tâmpiți. Chiar se documentează înainte. Ba sunt. Nu, că nu e un cuvânt urât. Nu, nu, sună foarte bine și are cu totul și totul alt înțeles. Să depășim momentul. Cu alte cuvinte, atenție ce vă doriți că vi se întâmplă. E o perioadă în care ni se întâmplă tot ce ne dorim. Sunt trei sferturi dintre trei spectatori care își doresc ca în casa lor să fie mai cald, respectiv mai frig. Copiilor să fie îmbrăcați mai bine, să aibă mai mulți bani, să aibă bani de întreținere, să cadă guvernul, să vină guvernul. Nu, sunt lucruri atât de... Eu vreau să se întâmple cu tare, ăla de lângă mine vrea să se întâmple exact invers. Care dintre noi va câștiga în bătălia dorințelor? În momentul în care spui problema că există o bătălie, în acel moment nu va câștiga nimeni. Păi nu, nu, nu spui problema. Dar uite, de exemplu, eu vreau să nu mai caute femeile trențe în magazin, Andreea vrea să caute femeile trențe în magazin. Dar ce treabă ai tu cu trențele lor?
Tu trebuie să nu mai cauți tu trențe pentru tine. Deci eu vorbim de trențele tale. Aici, aici vreau să te aduc. Dar eu nu caut trențe. No. Trimit pe cineva. Da, bun. Și în general cineva care să nu te țină niciodată prea mult după aceea de vorbă. Nu, deloc. Îmi pune pe mine cunosc și zice gata. Cunosc, așa mi se întâmplă și mie. Mă duc în magazin, ce, ia pe cineva și zic, ia să pune și mie ce trebuie să-mi iau. Și mi-au. Uneori mi iese, uneori nu mi iese. Și aici îmi dau seama exact că nu întotdeauna am prietenii care mă întrebesc. Întotdeauna când cumpăr pantofi, cumpăr pantofi exact ca pe ouă. Bună ziua, aș vrea și eu o pereche de pantofi de ăștia 40. Nu vreți să probați? Nu. Și plecă pantofi. Se pare corect. M-am dus la o mare firmă de bijuterii, cea mai, una dintre cele mai mari firme de bijuterii, să-mi cumpăr un anumit inel. De mi-a zis mie o prietenă de-a mea că trebuie să nu știu ce. M-am dus pe Champs-Élysées, am intrat acolo ca la Gostat. Să rămână, era o rușine, era aurul de pe lume acolo, diamantele de pe lume, eu cu copilașul de mână, să rămână, vreau și inelul la dimensiunea putare. Mie n-a zis, nu vreți să vedeți și celelalte modele, nu să rămână, am plecat acasă. Eu asta îmi doresc, într-adevăr, îmi doresc inele și cercei. Asta e o dorință de gen coțofană. Da, e adevărat. Tot ce sclipește... Cât despre... Asta se aplică la, asta se aplică la femei, la bărbați e dorință gen struț. V-am spus că arăt ca un struț! În sufletul meu mă simt bărbat, deci sunt un struț. Nu mai zice cât din cauza înțelepciune, ta... lasă-mă. Nu vorbeam de înțelepciune aici. Iubire, eu vorbeam despre înțelepciune, da, nu tu. Noi vorbeam despre dorințe chiar materiale, știi? Nu mai te înțelege nimeni. Tu, la un moment dat, m-ai prevenit. Mi-ai spus așa, oprește-te la un moment dat în călătoria ta spre înțelepciune, pentru că vei ajunge într-o zonă în care nu o să mai fie nimeni. Da. Și o să te trezești singură pe lume de Hector Malot. Da. Și acum vorbesc singur. Sau cu tine, sau cu telespectatorii noștri care sunt din ce în ce, din mai, ce, ce mai puțini. Înțelepți. Da. Știi ce se întâmplă? Evoluția este întotdeauna interesantă. Chiar dacă a trebuit să scoli la ora 3 dimineața și să citești împreună cu Mircea toate inepțiile care au apărut în presa din perioadă. Și te-ai sculat și la Tele7, te-ai sculat și la Antenă, te-ai mai sculat și în alte părți. Bine că nu te-ai răsculat. Da, e adevărat. Și bine că ai făcut audiență de fiecare dată. Îngrozitor este să te scoli și să nu faci nimic. Și asta e adevărat. Și să te gândești de ce n-am adormit la loc. Da, da. Revenind la audiență, cât e de importantă pentru tine audiența, Andreea? Păi este la fel de importantă ca și pentru ceilalți membri ai echipei mele, pentru că nu eu fac singură matinalul, ci într-adevăr îl fac împreună cu Tudor. Nu, dar pentru tine, ca motor interior, adică te împinge... Teo, pe... hai să spun, pentru mine a fost o încercare treaba asta, pentru că eu veneam dintr-o altă echipă, formam o altă echipă cu cei doi băieți și aici mă refer la Răzvan și Dani. Acolo, într-adevăr, nu aveam o contribuție foarte mare, dar... atât cât era. Și la momentul respect, de fapt, vremea aceea de 2 ani de zile, sincer să fiu, nu prea țineam cont de audiențe eu personal. Corect. Pentru că erau cei doi băieți care erau în față și ei erau mult mai preocupați decât mine la momentul respectiv. În schimb, acum fiind pus în fața faptului împlinit și văzând audiențele în fiecare zi și văzând cum scad, cum cresc, pentru că oscilează, ce-i drept. Nu ne putem aștepta ca în fiecare zi să fie foarte bine și să avem audiențe foarte mari. Dar ne bucurăm că există și ne bucurăm că am putut intra în casele oamenilor, că am putut forma această echipă frumoasă care suntem acum, astăzi, și am pornit de la zero și asta contează foarte mult. Și sincer să fiu, pentru mine a fost un orgoliu, pentru că mulți poate că nu credeau, nu îmi dădeau nicio șansă în ceea ce fac acum și normal, nevăzând, neștiind și neauzind, fiecare putea să aibă propria părere. Acum indiferent... fără niciun fel de paralelă și fără să mă gândesc, ferească Dumnezeu, la vreo comparație, am cunoscut o fată de o inteligență și de un bun simț rar întâlnite, pe care o cheamă Nicoleta Luciu. Și care a acceptat în emisiunea noastră să joace un rol de... subretă, să spunem. Subretă, mediocră și lipsită de... ca să zic, înălțime amețitoare ale inteligenței. A acceptat că a vrut ea. Și la eu i-am zis așa, fată, vezi că tu, eu te pregătesc acilișa, tu să te duci să faci film. Vezi că mai stai cu fundul pe monitor acum, dar tu te duci să faci film.
și mă mândresc să spun că, până la urmă, fata mea a ajuns unde am vrut. Tot. Teo, da, ai dreptate, dar atât pentru Nicoleta cât și pentru mine, toată această situație a fost un compromis. Pentru că părerea oamenilor... Nicoleta a fost o etapă, sper. Eu nu zic că a fost compromis deloc. Eu zic că a fost o etapă bună. Și pentru tine la fel. Nu, da, a fost o etapă bună a vieții mele, pentru că am avut ce învăța de la cei doi băieți, deși nu spuneam foarte multe, nu arătam foarte multe, tăceam, ascultam, vedeam, băgam la cap și, ca drept dovadă, toate aceste lucruri mi folosesc și mi ajută în ziua de astăzi. Dar, ba da, am spus compromis, pentru că părerea oamenilor se formează și se formează din prima clipă, din primul moment în care ei te văd la televizor, indiferent de ceea ce faci tu. Pentru mine ăsta a fost începutul, recunosc și tot timpul o să recunosc treaba asta, nu o să-mi fie rușine pentru că este vorba de persoana mea și... Te simți nedreptățită de opinia care s-a format în jurul tău? Nu mă simt nedreptățită, sub nicio formă, nu. Pentru că zice că e compromis, că părerea oamenilor, că la... Păi nu, am spus că a fost un compromis și mulți din cei care se uită la emisiune și care se uitau la emisiune și-au schimbat părerea. Și primim mesaje, mail-uri, da, sunt oameni care se uitau înainte, se uită și acum. Și care nu te descoperiseră. Și care, da, într-adevăr, nu mă descoperiseră. Dar îmi pare bine că am arătat tot ceea ce... Bine, am arătat o parte din ceea ce pot, probabil că... Doamne ajută, poți să arăți... Se va... departe. Am arătat și cealaltă parte. Și cealaltă parte poți să arăți. Și poate o să mai arăt. Da, mămică, dacă aș avea ce arăta, aș arăta și eu. Mai ales că ei și place să pozeze. Sigur, despre asta este vorba. Dar uite, toate duc pe un drum destul de bun, pentru că luna viitoare va apărea pe piața românească o revistă cu mine, pe copertă, în rochie de mireasă. Vezi, dacă îi place, cu mine toate au început. Înțelegi, în rochile mele negre pe care le iubesc. Stimați spectatori, se termină emisiunea asta. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri. Încă o dată la mulți ani, Adrian. Iar noi urmează să vă spunem un lucru foarte important. Vedeți că de luni, anunțați-vă și dumneavoastră, prietenii, că după aia mie să nu vorbesc singură. Fix de ziua mea, poate faceți un cadou. Și vă uitați la minunata emisiune care va începe la ora 7:30 seara. Adică să nu mă mai înjurați pe mine că începe la 4:30, să mă înjurați pe mine că începe la 7:30 și va fi campionat. Acum, Ana, noi am zis să vă dăm o alternativă. Cui nu-i place fotbalul, eu nu înțeleg absolut nimic din 22 de demenți care se fugăresc după o minge. Așa că noi de la ora 7:30 de luni suntem pe post. La revedere, vă mulțumesc!